Bună ziua, dragi români! Mă numesc Viorel Sorin Loga, sunt președinte Asociației Români din Canada și doresc să vă prezint o filă din istoria câmpului românesc de la Val David, un articol apărut în revista Curierul Românesc, editat de Fundația Culturală Română în anul 2001. Președintele Fundației, Augustin Buzura. Și iată despre ce este vorba, revista apărută în anul 2001. Cavalerul unei singure cauze, Jean Țăranu, 80, sărbătoare la Val David, Canada. Revista Curierul Românesc a scris deseori despre una dintre cele mai frumoase isprăvi românești din emigrație, satul românesc de la Val David. Tot de nenumărate ori am adus cuvintele noastre de prețuire tripletei de donatori și fondatori ai satului, Jean Țăranu, Alexandru Fonta și Vasile Posteucă. După o viață dedicată promovării comunității românești din Canada, în multiculturalismul canadian, domnul Jean Țăranu, lider ani îndelungați al ARC, Asociația Românilor din Canada, apoi FAR, Federația Asociațiilor Românești din Canada, a fost elogiat în anul 1998 și de Fundația Culturală Română, care i-a conferit titlul de membru de onoare. În 1981 a primit Ordinul Canadei, iar în 1999 Medalia Confederației Canadiene. În aceste anuare de început de mileniu, domnul Jean Țăranu, om cu o biografie spectaculoasă, evocată în romanul Amintiri animate, al cărui autor este, a împlinit 80 de ani. Bănățean robust, cu fire de luptător, personajul nostru se află încă pe baricade. Așa l-au sărbătorit românii lui din comunitate. Așa îl vom saluta și noi din paginile Curierul Românesc ca pe un nume intrat în istoria românilor canadieni, dar și ca pe un om al prezentului. La mulți ani, domnule Jean Țăranu! În continuare am să vă prezint mesajul adresat de domnia sa cu ocazia celebrării celor 80 de ani. M-ați întrebat, până și în scris, cum este omul la bătrânețe. Bineînțeles, omul fiind eu, octogenarul care nu a renunțat. De fapt, bătrânețea începe când nu mai vrei, nu când nu mai poți. La acest capitol n-am treabă. Lupii tineri din jurul meu îmi dau forță. Am supraviețuit că am avut o fire optimistă. Ori de câte ori mi se întuneca orizontul, îmi ziceam că nu este nimic, că mâine, de acolo, soarele răsare. Tot din pricina firii mele, de a alerga după performanțe, de mic copil am învățat că succesul și eșecul sunt niște impostori care trebuie tratați ca atare. Și iată că, acum, după ce am fost unul din fondatori și președintele Asociației Române din Canada, și respectiv al câmpului românesc din sătucul nostru din Val David, am ajuns ajutor de sub băgător de seamă, singurul post din viața mea obținut fără concurs. Întrețin curățenia, cartea de vizită a câmpului, tai crengile uscate, tai frunze la câini și, când e cazul, tai și iarba de sub picioarele care vin numai să o spurce. Am avut însă norocul ținerii de minte, memoria care stă la baza oricărei personalități individuale, după cum tradiția stă la baza oricărei spiritualități colective. Iată de ce aici, la Val David, avem sentimentul că suntem depozitarii a ceva
ce ne vine din trecut și care ne aseamănă unei frățietăți ca un descălecat de neam pe care nu l-am simțit almitere. Pentru cultivarea memoriei individuale și a tradiției colective moștenite, am făcut și eu sacrificii. Am căutat să le fiu loial. Loialitatea este virtutea care contribuie cel mai mult la echilibrul nostru sufletesc, ferindu-ne de burnout și de a păși pe drumuri care nu duc nicăieri. Mai mult, împărtășind acest patrimoniu peste tot unde am fost în lume, atât pe plan individual, cât și colectiv, mi-am dat seama că făcându-l să dăinuie, se preschimbă într-o speranță nouă de viitor. O viziune a viitorului în care se făuresc idealuri fără de care ori becăim, așa cum o fac frații noștri români de la căderea comunismului. Refuzând să-și asume trecutul, renunță la viitor. Bun, rău, așa cum a fost, trecutul nu-l putem schimba. Sunt mândru că am aparținut acestei generații despre care se poate spune că s-a consacrat în întregime unei singure cauze, aceea de a împărtăși într-o peregrinare de peste o jumătate de secol extraordinară demnitatea umană, omenia românească cu care, oricând și oriunde, ne putem construi o lume nouă fără să ne pierdem în anonimat. Extras din cuvântul de mulțumire adresat asistenței la aniversarea sa din 27 ianuarie 2001 la Val David. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Încă în calitate de președinte al Asociației Române din Canada, vă urez o toamnă plăcută, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine la anul viitor în 2022 și doresc să vă anunț că următoarea noastră activitate este pe 2 octombrie, când închidem câmpul românesc de la Val David și îl pregătim pentru anul 2022. Vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc foarte mult, dragi români, vă îmbrățișez cu drag și dați-mi voie să vă prezint pagina numărul 17 din revista Curierul Românesc, apărut în anul 2001, luna februarie. Cu toată stima și prețuirea, Viorel Sorin Loga, președintele ARC. La mulți ani!